Băieții care au rămas în casa lor se plictiseau și s-au gândit să se joace. Raul a imitat-o pe doamna Mirela și după ce s-a terminat jocul spunea acesta, asta e să vezi reacția doamnei Mirela când o să vadă că am imitat-o. Iar Stelian spunea, asta e să-ți văd eu ție reacția când o să te pună să o imiți în live. Și Sorin a intervenit și el zicând că o să-l ia durerea de spate când va trebui să facă asta. Imediat după această discuție, Gabriel se întorcea de la țigară și Ra Raul i-a zis lui Stelian, repede stai pe relax, cum stai stă Gabriel. Și a întins mâinile uh, Stelian, iar Raul a avut o criză de râs și după uh, zicea, stai frumos Stelian, că uite vine acum doamna Raluca, observație pe care i-a făcut-o Alex lui uh, Gabriel. Și au continuat uh, glumițele... Pe seama acestui subiect. Dacă va comenta doamna Mirela felul în care a fost imitată, o să vedem și noi în live.